Lucrările Simpozionului Internațional Mitropolitul Dosoftei, Sfânt, Ctitor, Cărturar, Jubileu 400, desfășurat în perioada 17-20 octombrie la Suceava, s-au încheiat astăzi cu participarea la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou. Slujba a fost oficiată de Înalprea Sfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Arhidiaconul Ilie Leonte, dirijor al grupului psaltic Dimitrie Suceva care a evidențiat starea tulburătoare în care se afla omul chinuit de demon. Descrierea stării jalnice în care se află omul chinuit de demon este foarte tulburătoare. Despre aceasta, Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 8, versetele de la 28 la 34, dar și Sfântul Evanghelist Marcu, în capitolul 5, versetele de la 1 la 5, ne arată că cel demonizat nu se îmbrăca în haine, nu locuia în casă, ci locuia în morminte. Deci nu mai locuia printre oameni, ci era un om gol și înstrăinat. Deși era viu, acesta se comporta oarecum ca un mort, care locuiește numai în morminte. Demonizatul nu gândește cu propriile sale facultăți sufletești, deoarece acesta este posedat adică mintea și trupul lui nu-i mai slujesc, ci sunt folosite de demonii care îl chinuiesc pe el. În al preasfințitul părinte Calinic a mulțumit celor care au organizat sau au participat la lucrările simpozionului și a prezentat decalogul la duminica 23-a după Rusalii. Ierarhul a adus în atenție două ipostaze ale rugăciunii, cea a omului demonizat care se teme de chin și cea a omului eliberat de robia duhurilor rele, dispus acum să-l urmeze oriunde pe Mântuitorul. arată -ți iubirea față de Dumnezeu, cel ce ne am învățat să ne rugăm. Atenție! Printr-o rugăciune stăruitoare și neîmprăștiată, adunată în lăuntru inimii. Lasă-te răpit prin rugăciune și contemplare de mărirea lui Dumnezeu trăime, precum o Moise pe muntele Sinai. În necazul tău, cheamă în rugă curată pe Domnul și El îți va împlini cererea ca un milostiv și viitor de oameni. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt Sfântul Ioan cel Nou al Catedralei Arhiepiscopale